sunt dependent de har în existență, în viață, deoarece El a decis. Indiferent prin ce și câte ori trece, răzbate voi atât cât mi este scris. Sunt dependent de har în mântuire, am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie, dau gust și luminez doar cât mi-a dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. De altfel, sunt dependent de har în orice lucru, gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos, numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și multe totuși în zadar, nu mă bazez pe propriile forțe. Aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur, vine ziua când trece voia cerului hotar. Atunci o voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi încununat cu harpa în mână, plimbându-mă prin cer cu pas orar, acolo știu, o să mă grăbesc, voi îndemna pe sfinți, pe fiecare și pe voi. Dați slavă Domnului, sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa-ți dorește ție, prieten drag și frate credincios, fii dependent de har în orice vreme. Atunci viața este cu folos.